vorbește, a început să vorbească, Rusia de asemenea a început să vorbească despre neutralitate, un set de garanții de securitate obligatorii. Este asta ușița de ieșire din situația asta pe care Occidentul i-o acordă lui Putin ca să se termine tragedia asta cât mai curând? Parțial da, parțial nu. Un motiv foarte simplu. În momentul în care s-au tras arme sau tras lovituri de artilerie, în momentul respectiv, relația între oameni, de fapt, între cetățenii celor două state, s-a modificat. Mental vorbind, în momentul de față, nu mai este aceeași Ucraina, nu mai este aceeași Federație Rusă. Or, consecințele acestei situații vor reverbera pentru mulți ani de acum încolo, cel puțin o generație, dacă nu chiar mai mult. Iar efectele acestea sunt însă și importante și în planul ierarhiilor de putere, pentru că în aceste luni, mai mult special în Ucraina, dar nu numai în Ucraina, se creează o nouă elită pentru alegeri de următoare. Atenție, e un aspect pe care trebuie să-l vedem. Eroii de astăzi sunt de fapt viitorii prim-ministri sau ministri sau chiar președinți de țară de peste 5-10 ani. Ucraina a cerut Rusiei niște garanții de securitate absolute și respinge ideea unui model al neutralității suedeze sau austriece, așa cum propune Moscova. E poziția oficială a Ucrainei în acest moment. Ce înseamnă asta? Că nu trebuie să fie o neutralitate suedeză sau austriacă? Explicați-ne, vă rog, domnule Bucărel, un pic. Neutralitatea mai întâi aș începe cu cea austriacă. După cum știți, a fost după al doilea mondial, teritoriul Austriei a fost împărțit între marile puteri care au învins Germania și în 1955 s-a semnat un tratat prin care s-au retras și unii și alții, iar Austria a fost considerată un teritoriu neutru și pentru a-i întări această neutralitate mai multe instituții ale ONU au primit, sau ale Națiunilor Unite, au primit, în general, un sediu sau ori central, ori un sediu secundar, au primit la Viena. Deci a fost o chestiune care a jalonat, în anumit mod, această concluzie. Suedia are o altă concluzie politică și geopolitică, pentru că Suedia nu a fost un imperiu, cum au fost austriecii, nu Habsburgii, și Suedia, după cum știți, a avut, la un moment dat, o lungă perioadă de timp, a avut Finlanda, stăpânire, care la 1809 a intrat cu stăpânirea Imperiului Țarist. Deci, perspectivele au fost diferite în această situație și prin faptul că, să nu uităm acest lucru, Austria era o țară totuși, o țară terestră, fără ieșire la mare, care nu avea pretenții din această direcție, pe când Suedia avea în apropiere Marina Britanică și Marina Americană. Da, mai rămân la dumneavoastră câteva clipe și merg imediat și la domnul profesor Coșa, că vreau să aflu ce înseamnă că ar trebui ca Rusia să dea garanții de securitate obligatorii. Partea ucraineană vorbește de un acord rigid cu un număr de state garant care își asumă obligații legale clare ca să prevină alte atacuri asupra Ucrainei. Câtă încredere poți să ai în așa ceva când, repet, Rusia, țară, cum să spun, care și-a asumat după al doilea război mondial rolul ăsta de a face parte din mecanismele planetare de securitate, le-a încălcat copios. Deci am mai crede. Veniți-vă la Budapesta, de și parte. Așa. Veniți-vă, spre exemplu, nu că ONU cu adevărat m-a făcut în acest fapt de câte două ori. Odată în 1950, când a fost intervenția în Coreea, dar atunci pentru că Uniunea Sovietică s-a retras, nu a acceptat un anumit de tratament și a doua oară când a fost vorba de invazia Kuwaitului de către irachieni. În rest, marile putere și-au menținut propriile viziuni și nu au acceptat amestecul celorlalți. În realitate, să fim totuși obiectiv, faptul că ai prevăzut ca cinci țări au putere de a bloca mecanismele ONU, de fapt ai făcut ca organizația respectivă să fie în realitate născută aproape moartă. Nu existau alte posibilități. În momentul în care există competiție geopolitică între marile puteri, știi foarte clar că atunci când interesul lor este mare într-un anumit punct, vor vota conform acelui interes și va bloca și se vor bloca practic multe perspective chiar bune de dezvoltare. Bun, și atunci ce încredere să ai într-un astfel de acord? De acum? Punctul? Nu știu dacă. Stai puțin. Acum se discută, nu uitați, se discută și din punct de vedere al unui joc media, al unui joc de imagine. Acest lucru iarăși nu trebuie negat și nu trebuie uitat. Dar pe fond, teritoriul este în clipa de față, sunt cu loviturile, pe o parte, pe de altă parte, fiecare se laudă că a distrus mai multe arme din partea cealaltă. Există discuții legate de ce înseamnă neutralitate în raport de ce tip de granițe, dacă vor exista sau nu republici independente, cumva
în cadrul noului, nu-i devenire autonome în cadrul Ucrainei, sau unde discuțiile sunt mai degrabă în timp de față de tatonare. Și vrem aici să uitați pe teritoriul respectiv, nu pot să spune foarte multe lucruri. Și aici aș mai spune un lucru. Atenție, în timp de față, marina comercială ucraineană nu are foarte multe opțiuni de lucru, da? Deci, de vreme este export, ce cu export poți să faci, nu pe mare sau singur poți să faci pe mare. Deci, problema este că la momentul în care se va termina cu adevărat acest război, vom vedea calculele reale ale puteriei economice pentru cele două țări și vom avea niște surprize destul de neplăcute, poate, față de ceea ce aveam în minte în luna ianuarie 2020. Bun, apropo de calculele economice, domnule profesor Coșea, avem planul ăsta imediat al sancțiunilor care, mă rog, așteptăm să producă efecte. Avem în jur planul ăsta al panicii unor țări ca România, de pildă, că nu se vor mai putea aproviziona cu alimente, cu materii prime, cu gaze și așa mai departe. Primesc niște răspunsuri punctuale, imediate, situațiile astea și să zicem că de bine de rău o perioadă o traversăm cu bine. Dar vine acest avertisment al Fondului Monetar Internațional, care spune invazia Rusiei va afecta întreaga economie mondială prin încetinirea creșterii economice, prin creșterea inflației și poate remodela fundamental ordinea economică globală pe termen lung. Explicați-ne puțin, vă rog. Vedeți, schimbările astea de care se vorbește, nu vorbesc de resetare, cum se zice acum, dar schimbările astea au început mai de mult. Ele au început cu vreo 20 de ani în urmă. Le-am văzut, dar nu s-au luat măsuri. Schimbările au fost atacate, ca să spun așa, cum e bine la oare, sub președinția domnului Trump. Pentru că atunci apărea o situație foarte specială, și anume modelul global al dezvoltării, neoliberal, pe sistemul win-win, toată lumea câștigă, ziduri în proporție de caritate, toată lumea câștigă, începuse să aibă niște efecte contrare, la care nimeni nu se gândise până la acea dată. Și anume, delocalizarea capitalului în țări care trebuiau să furnizeze mâna de lucruri ieftine și, în consecință, produse și servicii mai ieftine pentru piețele occidentale, aceste țări în care se delocalizase capitalul au început să devină într-o situație de supremație față de țările care exportaseră capital, mai ales din punct de vedere al tehnologiilor de vârf. Trump și-a dat seama de acest lucru, de fapt el a luat în considerare acest lucru, Obama și-a dat și el seama că n-a avut puterea ca să ia nicio măsură și Trump a declanșat ceea ce noi cunoaștem ca fiind războiul comercial între Statele Unite ale Americii și China. Pe fundalul unui atac foarte puternic pe care Statele Unite l-a luat la Organizația Mondială a Comerțului, care tolera o anumită atitudine neconformă cu o piață liberă a Chinei. Din multe puncte de vedere, nu-i trebuie la momentul acolo. Deci asta a fost prima schimbare, o schimbare care a adus surprinzător daune și economia americană. Calculele arată că economia americană a pierdut destul de mult în termen de bani, de surse de consum și de investiții, dar a reușit pe anumită perioadă să stopeze avansul ăsta extraordinar pe care luase China. E, ce se întâmplă acum este un lucru mai complicat, pentru că el începe să aibă aspectele unor schimbări de orientări pe termen mai lung. Nu am niciun fel de teamă în legătură cu prețul materiilor prime sau al grânelor. Atacurile astea care sunt acum mediatice, dar diferite forme foarte speciale, atențiune, va veni foametea, va fi foarte scump, nu sunt de luat în seamă cu prea mare seriozitate, pentru că omenirea are astăzi posibilitatea ca să suplinească ceea ce se pierde prin exportul ucrainian-rus la cereale, chiar și la anumite materii prime importante. Problema este în schimbarea orientării pe care o anumite zone o au. În Asia Pacific, acolo există o orientare foarte clară de regionalizare locală sub conducerea Chinei, celebrul tratat de liber schimb care s-a semnat acum un an și ceva, în noiembrie, între 20.